Bună, Marius, mă bucur să te revăd. Bună, Corina! Facem rubrica de întrebări și răspunsuri, episodul 6. Nu avem foarte multe întrebări, dar unele dintre ele sunt foarte detaliate și vom insista un pic. Sunt mai mult cazuri, mai mult povești. Începem cu prima întrebare, mai ușoară, de la Mihaela D. Am o întrebare legată de sinele nostru superior sau divin. Dacă noi avem o relație directă cu Dumnezeu și suntem parte din El, ce rol are sinele superior, dacă el există? Când aud persoane vorbind despre sinele superior, îl văd ca pe ceva între noi și Dumnezeu, ca un interpus. Față de el se calculează tot. Da, este exact ca mecanica clasică. Sinele superior este ca mecanica clasică. Mecanica newtoniană nu se poate calcula nimic până nu se definește situația ideală. Și este foarte complex acolo totul. Același lucru. Deci nu am putea să ne dăm seama unde ne aflăm decât dacă în spate ar fi situația ideală. Mereu deci trebuie să ne raportăm la ea. Da. Sinele superior egal noi ideali, cum ar veni? Da, situația ideală. Sinele perfect. Viața ideală, da. Comportamentul ideal. Da, da. Ființa divină care e 100% ființă divină și nu mai în da, ego. Da, și sau... ideale. Și mai este ceva. Da. Dacă noi nu le definim, nu vedem ego-ul. Mm-hmm. Și funcționăm cu programele de bază, care sunt agresive. Adică luptă, apără-te. De ce? Da. Deci, noi te apărat, asta noi... e greșeala fundamentală a lumii moderne. Ea nu definește situația ideală deloc. Ori de acolo trebuie să se înceapă educația. Și de când sunt mici copii, și tu la fel, dacă reușești, mereu să le repeți ce înseamnă să te porți ca o ființă divină pe pământ. Ca să poată să vadă că ies din, când ies din... Pentru că altfel li se pare normal. Și oamenii își apără de fapt un ego. În momentul în care zice că celălalt mi-a făcut ceva, pentru ei este normal să se apere. Când este de fapt anormal să se apere, pentru că lipsește situația ideală. Deci primul lucru, trebuie definită starea ideală. Și tu ai definit starea ideală foarte bine atunci când am vorbit în detaliu despre caracteristicile sufletului. Da, sunt foarte multe și nici nu le cuprinde pe toate. Definiția se face mai mult prin comportamente, adică prin propoziții care definesc comportamente. Adică când acolo noi nu suntem atenți. Vorbe de acțiune. Și nu înțelegem cum ești, da, cum, ce ușor intrăm în ego. Când zici așa, nu e bine ce faci, ai aruncat ciorapii pe jos. Chestia asta am ieșit din divin. Pentru că divinul nu îi se apucă și ia ciorapii de jos. Nu reproșează nimic. Deci, prin asemenea propoziții, noi foarte ușor cădem. Adică este o teorie imensă, alunecă așa deasupra lucrurilor, dar în realitate omul nu își asumă funcția divină niciodată, mai deloc. Deci sinele nostru divin este practic ființa divină care, nu știu, pune în comportament toate caracteristicile sale. Caracteristicile divine. Noi merită să ne verificăm. Da. Adică să fim așa de atenți, continuu, la fiecare cuvânt pe care îl spunem. Este cine vorbește, cine acționează atunci, sufletul sau ego-ul. Dacă este vorba de ceva care exprimă o critică, acuzație, învinire, reproș, judecată, luptă sau apărare, este ego. Și sufletul nu face nimic din toate astea. Deci nu îl interesează să ceară socoteală, nu vrea ca celălalt să fie cum vrea el, nu are așteptări de la nimeni, el doar eliberează și se apucă să facă. El face în sine, deci nu îi reproșează celuilalt
De ce n-ai făcut? Dar trebuie, aici este un lucru foarte important de înțeles. În momentul în care reproșăm, am intrat în ego. Dar asta înseamnă că el va aduce alt diavol după el, astfel încât ziua va fi nenorocită. Deci, noi deja ne programăm la o zi dificilă, cu neplăceri, cu necazuri, periculoasă. De la o simplă afirmație din asta am căzut rapid. Deci, noi trebuie Da. continuu să stăm numai în divin, să nu ne intereseze să câștigăm, să avem, să mereu să cedăm binele nostru, să dăm întâietate celuilalt. Pentru că numai așa ne unim cu ființa comună, devenim una cu el. Altfel, atâta timp cât noi ne protejăm și căutăm un interes propriu, noi ne vedem separați și celălalt dușman. Deci noi suntem un sine divin și avem un ego. Problema e că noi ne identificăm cu ego-ul în loc să ne identificăm cu sinele divin care deja suntem. Nu? Da, ego-ul Da. administrează așa doar e o conștiință din asta superfluă, adică administrează corpul, dar îl administrează așa în linii generale, nu în amănunt, pentru că și așa toate mișcările corpului nostru totul este coordonat de sus. Dar avem o așa o voință proprie. Și ea există acolo ca să ne dăm seama că nu avem nevoie de ea. Adică ea ne împinge spre divin, ne ajută să ajungem la starea aceea de îngăduință maximă pe care o are Dumnezeu față de noi, la iubirea orice ar fi. Deci are rostul acesta de a ne trezi. Deci, ca să concluzionăm cu răspunsul pentru Mihaela, sinele divin nu este un interpus, este noi, dar este acea parte înaltă, curată, pură a noastră care nu e atinsă de ego. Nu atinsă de nimic și Așa. nici nu îl interesează. Și tu când zici că sufletul nu vrea, nu are nevoie de nimic, despre acest sine divin, el vorbim, sinele divin nu Este. are nevoie de nimic, că el e totul. Tu te pricepi la rasele de câini? Puțin. Am văzut un câine, proveniența e din Japonia. Seamănă, fața lui seamănă cu a unui samurai. Este foarte mare ca dimensiune. Și foarte puternic. Am văzut pe cineva că mergea cu un asemenea câine pe stradă, maidanezii, câinii maidanezi, erau 7 câini în jurul lui, lătrau la el în fel și chip, el era impasibil. Adică avea o forță, așa răspundea o forță și doar s-a întors la ei, s-a uitat și au fugit toți. Deci asta este Așa e sufletul. sinele divin. Asta este. Asta e sufletul. Nu e Da, asta e sufletul. impasibil, nu îl afectează absolut nimic. E plin, nu are lipsuri, Da. nu se vede separat de ceilalți, Da. e Iar ființa ego-ul este un comună. chihuahua. Un chihuahua, da. Da, asta este ego-ul. Latră Ego-ul. ca un ghiar amic care face scandal mult. Exact, Dacă ia la exact. fugă Da, uite. imediat. Da, asta e bună de titlu. Bun, a doua întrebare, tot de la Mihaela. Mă confrunt cu o situație care a revenit în viață fix după 2 ani. Am un business cu soțul meu, prestăm servicii pentru evenimente și unul din clienți ne reproșează că față de anul 2019 a mărit prețurile cu 20% și noi am spus. În 2020 nu a avut activitate. Eu am încercat să explic că această creștere vine din curs valutar, inflație, etc., însă se pare că nu înțelege că în spate sunt niște costuri care au crescut. Ce simt eu? Că el așteaptă aceleași prețuri, s-a obișnuit cu prețuri mici la noi și când am ridicat puțin, prețurile s-a supărat. Este focusat strict pe această diferență, fără să vadă în ansamblu. Menționez că nici el nu a cerut o ofertă la începutul anului. În fine, cred că e o problemă de comunicare și perspectivă, dar cumva mă face să mă simt prost și îmi cere să dau explicații puerile. Unde este problema? Repet, situația a venit fix după 2 ani, în aceeași lună chiar. Sunt frustrată că nu am aplicat ce am auzit și regret cumva că am acționat puțin impulsiv. Nu m-am certat cu clientul, dar cred că trebuia să gândesc că acționez altfel. Trebuia anunțat de la început.
Orice mărire de prețuri se anunță la toți clienții. Că lucrezi cu ei, că nu lucrezi cu ei, se anunță la toți. Da, asta pentru transparență. Da, da, uite, să-l de lași exemplu... pe el să aleagă. Deci nu trebuie făcut nimic pe ascuns sau... Da. Să știe. Că asta înseamnă, de fapt, o relație de afacere. Transparență. El încetul cu încetul își pierde încrederea. E un fel de manipulare asta? Haide, atunci când nu punem toate datele pe masă, nu punem toate cărțile pe masă la vedere, vrem să... de ce nu le punem? În mod normal, când urmărești binele celuilalt, faci asta automat. Dar probabil că a existat binele meu mai presus de toate și asta a determinat să nu vadă cât de important este transparența. Pentru da, altfel, i-a fost frică că poate îl va pierde. Nu. E, trebuie să fii conștient că în momentul în care faci tot posibil ca acela să fie mulțumit, atunci vei reuși în afaceri și numai atunci. Deci să-i aduci bonusuri, să-i dai ceva în plus, așa cum face doamna Claudia, parcă moldovan din Cluj. Nu? La fiecare salariu dă ceva în plus la angajați, iar la clienți dă ceva în plus mereu. Știi? Deci așa trebuie făcut. Și atunci ar fi fost transparentă de la început și nu s-ar fi gândit să nu spună, nu i-ar fi trecut prin cap. Aha, da. Bun. Deci niciodată nu trebuie să pui interesul tău. Ca să afacerea să fie de succes, trebuie să pui interesul celuilalt. Tu să fii secundar. Așa, să trec la a treia întrebare. Numai un pic că pe asta am lăsat-o pe calculator. Așa. O întrebare anonimă. Suntem o familie simplă și modestă de la țară, nu avem copii. Primii 15 ani, soțul meu m-a înșelat mereu și în același timp bea foarte mult. Acum, datorită domnului Marius, am înțeles că doar eu eram vinovată datorită ego-ului meu. Acum, de aproape 15 ani, toate acestea au încetat, dar a făcut atașament de mâncare și s-a îngrășat peste măsură. An la rând am umblat pe la nutriționiști fără rezultate, am obosit atât de tare fizic și psihic, încât eram aproape zilnic în observație critică și judecată vis-a-vis de el. În urmă cu 4 luni, când bunul Dumnezeu l-a adus pe Marius în viața mea și a făcut lumină, am lăsat armele jos. Nu mai sunt cu ochii pe el, nu-l mai controlez, nu-i mai reproșez nimic. Muncesc de dimineață până seară la serviciu și acasă, fără să mai am așteptări de la el. Într-un cuvânt, am început să pun în practică tot ceea ce ne recomandă domnul Marius. El continuă într-un ritm alert să se îngrașe, obezitatea lui a ajuns aproape în imposibilitatea de a mai merge pe picioare, se deplasează destul de greu la serviciu cu mașina și acasă doar la masă și în pat. Ce ar trebui să schimb eu la mine ca să-l pot ajuta pe el să se poată desprinde de această dependență de mâncare? Singurul meu atașament ar fi de haine, dar de la second hand, și de fiecare dată dăruiesc mai mult decât cumpăr ca să nu mă simt vinovată. Poate chiar și așa, tot atașament se cheamă. Există vreo soluție la problema mea puțin mai neobișnuită? Așa. Da. Marius? Este. Dacă și doamna poate să postească și să fie un exemplu pentru el, să mănânce puțin, ca să arate că se poate. Pe de altă parte, să fie atentă să nu aibă critici față de alți bărbați. Tată, frați, la servici bărbați. Și să nu lupte cu ei. Oameni din trecutul ei, da? Poate a rămas cu... Comportamentul față de soacră contează foarte mult. Față de soacră? Da, și față de partea bărbătească din familie de peste tot. Tată, dacă cum l-a privit pe tată,
dacă tot așa a băut, dacă mama dânsei l-a criticat pe tată, oricum este greu să modifici pe cei din jur, dar dacă ea în sine face acest efort să scoată orice fel de nemulțumire față de oricine, să nu zică nici măcar despre guvernanți că ceva nu este bine față de nimic, ci să n-aibă un comentariu din ăsta lumesc, că de obicei la țară ei discută ce a făcut unul, ce a făcut altul. Chestia acestea nu sunt bune, că se pierde energie, pe toate, pe bârfa asta se pierde energie. Trebuie să fie indiferentă sau să nu ia seama sau să nu intre într-o dezbatere de genul acesta, să nu fie atent la aceste lucruri, să iasă din zona respectivă cât mai repede și în măsura în care ia un model, îl poate schimba pe el. Adică da, e o operație ia în sine de să facă asta. Adică ceea ce îi cere lui să facă și dânsa. Mai mult decât în mod normal. Da. Și da. Pe de altă parte trebuie să arate dragoste, că el acoperă prin mâncare o nemulțumire. Dacă ar putea să înțeleagă care e nemulțumirea, ar fi corect și să o inverseze, să arate că de fapt nu are niciun rost, sufletul nu este nemulțumit de nimic, să le inverseze pe toate. Dacă nu își dă seama, atunci să-i arate dragoste, înțelegere, îngăduință, susținere, mângâiere. Bărbații asta doresc, să fie iubiți. Să li se arate că sunt iubiți și sunt importanți. Asta îi trebuie foarte mult. Și îl încarcă cu energie, că e o problemă de lipsă de energie. El o caută acolo unde nu-i dă. Mâncarea nu-i dă energie. El are nevoie de dragoste. Dragostea ei. Probabil că n-a fost iubit de mamă prea mult. Da, da. Am observat în formularea întrebărilor acolo pe final a spus că se simte vinovată atunci când își cumpără ceva și ca să nu se mai simtă vinovată, dăruiește. Păi eu din câte știu, noi trebuie să dăruim din inimă, nu ca să nu ne mai simțim vinovați. Asta este interes propriu, să dăruiești ca să nu te mai simți vinovat. Deci să-mi fac eu mie un bine, să pot sta eu liniștită, să nu mă mai râcâie pe dinăuntru. Deci, Marius, cum adresăm această vinovăție care se pare că este peste tot? Da, întrebarea este alta. Cum ajungem să dăruim din inimă? Cum ajungem la inimă? Da, așa, așa. Asta cum ajungem să dăruim din inimă? Numai cu împuținare. Nu simțim... Deci numai împuținarea te poate duce la inimă. Adică și real, restrângerea în casă. Deci împuținarea, să nu ai obiecte multe, toate astea te duc la gesturi făcute din dragoste, din inimă. Pentru că numai omul care este care nu are multe lucruri, el dăruiește cu tot dragul, numai acela. Pe când omul care are de toate, dăruirea lui nu este din inimă, este ca și când nu are nevoie de un obiect, îl poate da oricând. Adică nu simte o transformare în suflet. Deci numai omul care are puțin poate să dea din inimă. Deci împuținarea trebuie să fie peste tot. Bun, să zicem că la lucrurile din casă nu poate să atingă de ele, dar poate să se limiteze pe sine. Adică să mănânce mai puțin, să sară în ajutorul celorlalți, continuu la serviți, pe exemplu, chiar dacă aparent pare greu, să aleagă greu, să nu aleagă ușor, că e important să se încarce cu viața, că oamenii ajung în stări de genul acesta sau de primare pentru faptul că nu se încarcă, pierd viața pe comodități sau pe plăceri. Înțelegi? Deci în toate modurile se pierde foarte ușor. Deci mereu îți vine să stai jos, nu stai jos. Fii de la serviciu obosit, ai putea să stai jos că sunt scaunele goale în autobuz, nu stai jos. Deci în modul acesta te încarci cu energie.
Cred că e deosebit de important, nu știu, să înțelegem că noi putem, ok, ascultăm ce zici tu, uite că să te încarci cu energie, faci așa și așa și așa, bun. Și începem să facem mecanic lucrurile acelea. Dar dacă vibrația din spatele gestului nostru nu e una de bucurie, de drag, păi aici nu o să ajungem eticheta. Prea departe. Aici intervine Poftim? Eticheta. Trebuie să schimbăm etichetele, adică la efort să spui că de fapt este bun. Că oamenii zic, măi, eu muncesc toată ziua, muncesc și la serviciu, muncesc și acasă, eu sunt epuizat, dar de fapt n-a făcut altceva decât să pun o etichetă negativă la ceea ce încarcă cu energie, de fapt. Exact, da. Este experiență făcută cu soldații japonezi când li s-a pus în raniță niște greutăți și i-a pus să-și fugă cu ele. Și bineînțeles că n-au reușit să facă nimic. Dar au fost învățați să nu mai zică că este greu ceea ce fac și să înțeleagă că de fapt este un ajutor pentru ei. Da. Și atunci a reușit să alerge 10 km cu o greutate care înainte nu putea nici 50 de metri să se miște. Deci bucuria și dragul acesta de a face ceva pentru cineva vine în momentul în care noi renunțăm la toate etichetele de genul greu, dificil, da. Nedrept, da. Cruce, niciodată, că trebuie să-mi duc nu trebuie crucea. Să le spui. Ăsta scad, Da. A început să pierzi viață pe acolo, prin cuvântul ăla. Da, da, spărtură că în tot câmpul. Vorbeam noi de programare. Deci, așa facem spărturile în câmpul, prin cuvinte din ăsta. Aiuristice. Wow. Da, da. Și nici nu ne dăm seama, adică ne de dăm câte seama ori că ne slăim așa de putere. Bine, da, ne slăim. Păi uite, spre exemplu, dacă urci scări, la niște scări foarte lungi și comuți atenția pe altceva, când ajungi sus, tu nu mai ai consecințele urcării unor scări lungi. Adică nu sufli greu, inima bate normal ca și când ai fi urcat. Deci asta înseamnă că da, este un tipar acolo care îl asociez, că atunci când urc scările, eu va trebui când ajung sus să suflu nu știu cum, să-mi bată inima și deci n-am intrat într-un tipar. Da. Dar dacă nu ai tiparul acela, nu simt nimic. Nu te afectează. Deci eu dacă mă uit la scările alea lungi și nu pun eticheta lungi și multe și grele, fix aceste etichete o să mă facă să gâfâi când ajung sus. Exact. Pentru exact. Că... Da, și noi trăim într-o viață în care tot timpul ne spunem lucruri neplăcute. Că nu putem, că nu e în stare, că ăla nu e bun. Deci numai negație este. Păi pe negația aia pierzi viață. Și apoi uite, știi cum ajung energie. Alergătorii ăștia de ultramaratoane, care, nu știu, fac ultramaratoane de sute de kilometri, aleargă zi și noapte neîncetat, numai cu o pauză de, nu știu, câteva pauze mici, să se hidrateze și să bage ceva în gură. Tocmai pentru că ei au învățat să elimine aceste etichete, că e greu, că mai e mult, că cât mai durează, că mă dor picioarele, nu mai pot, mă lasă picioarele, cedez, nu mai pot să mai respir. Ei au învățat să renunțe la aceste etichete și uite că e posibil sau că tot vorbeam mai de mult de alergătorii din Africa sau tu, cred că în niște conversații, că cum alergă ei foarte ușor, da, și când vin în Europa și... Nu, tu doar ziceai despre ei, cred că cară apă de la 10 km sau ceva de genul, nu mai știu, da. Și că e foarte ușor. Adică da, pentru ei Kenya, e ca și cum mă duc eu să-mi iau... Asta da, e secretul ca și cum mă duc fericirii. Să-mi iau... Da, de la chiuvetă un pahar cu apă, așa e, pentru ei se ducă 10 km să-și ia apa și noi din afară, vai săraci, vai de ei cât de obidiți sunt și oprimați. Da, din așa. Cauza asta pentru că ei... Da. Da. Cedează nu pun energie. Etichetă. Nu mai etichetă, dar este și cedare de energie. Ei când da. Merg 10 km, cedează din comodități. Și atunci da. Primesc... Ea o stare de fericire, spunea Marta, nu știu cum o cheam. Stai puțin. Matilda. Spunea Matilda, au o stare de fericire din nimic. Adică
tot timpul joacă și cântă din lucru, din nimic. Ca aceea din conceptul continuum, exact, ca oamenii exact. De acele triburi. Exact, și vorba de Africa, da. Kenya. Mm-hmm. Deci, conceptul acesta de viață cu belșug, ăsta ne distruge, pentru că ne crește orgoliu, ne creează un nivel de înalt față de care ne comportăm, ne raportăm, și atunci când întâlnim ceva care nu corespunde acestui nivel, zicem că este rău și intrăm în depresie. Exact ca ce din conceptul continuu francezii aceia, care erau supărați că se tăiau la picioare, în condițiile în care cei din trib se tăiau tot timpul și asta era viața, deci pe ei nu, pentru ei nu înseamnă nimic, era o bucurie pentru ceilalți. Sau când erau acea barcă imensă, acea pirogă imensă și printre stânci și băștinașii râdeau, glumeau, se loveau. Da, se loveau și ei pe la picioare, pe la umăr, pe la nu știu ce, dar ei râdeau și glumeau, pe când ăștia alții erau disperați, înjurau, strângeau din dinți, mamă, nu mai suport, cine m-a pus? Problema de atitudine, chestiune de atitudine, atâta tot. Așa este. De etichete. Atitudine, de fapt, înseamnă ce etichete pui. Dacă pui, bă, e foarte bine așa cum e și, la și ce nu mă deranjează. Și la ce te raportezi? Da. Deci e foarte important că viața ta reală să nu fie așa de bună. Pentru că dacă este bună, vei fi nemulțumită dacă nimerești într-un loc unde nu e bună și vei fi deprimat. Da, vei pune automat etichete negative când un alt loc standardul nu e la nivelul acela. Soluția este mereu să mergi în jos, nu în sus, și să alegi greutatea, nu ușor. Mereu. Și atunci trupul nu mai este important și devine sufletul important. Și să nu pui bază pe exterior, adică să nu aștepți ca exterior să te facă fericit, că el n-are cum să-ți dea, nu-ți dă nimic, că e secundar. Noi primim energie invers, numai de sus, de la divin. Dar în măsura în care lăsăm exteriorul, noi ne cuplăm pe divin. Înțelegi? Aici este problema de bază, că omul nu lasă exteriorul. El caută și face cursuri ca să-i fie mai bine cu exteriorul. Păi nu, domne, trebuie să înveți să lași ca să poți să te încarci cu viață, că n-ai cum. Deci, numai împuținarea te poate duce la divin. Că zicea acolo la o conferință de prelungire a vieții, deasupra ușii scria un slogan din ăsta, nu se poate prelungi viața decât prin înfometare. Nu există altă soluție. Pentru că organismul are mecanismele de reparare în el. Deci nouă ne lipsește doar pauza. Adică noi, din cauza asta, am fost învățați de 150 de ani să mâncăm de 3 ori pe zi. Înainte nu mâncam așa. Mâncam uneori câteodată când nimeream, când nu aveam tot timpul. E bine, acum mâncând de 3 ori pe zi, lipsește timpul de reparare. Dar asta s-a transformat în metodă de extinție în masă, de omorâre, de populații. Înțelegi? Și apare imediat necesitatea medicului și mai departe, care îți vin din față ca să te salveze. Dar e vorba de efect. Când tu trebuia să te restrângi ca să n-ajungi în situația aceasta. De toate bolile sunt boli de prea mult bine pentru sine. Ce mi s-a întâmplat săptămâna trecută? Că am zis să reiau atâta cât pot. Tentativa mea de post negru de 3 zile consecutiv. Și luni l-am ținut negru-negru, marți l-am ținut negru-negru, miercuri am mâncat ceva foarte puțin pentru că scăzuse glicemia foarte mult, așa, și mă simțeam slăbită, dar am mâncat exact cât să-mi crească un pic glicemia. Bun. Adică gen o linguriță de miere și un fruct, ceva de genul. Bun. Joi, vineri, sâmbătă, inclusiv duminică, nu mi-a mai fost foame, vroiam să mănânc și nu puteam. Adică o dădusem în extrema asta, la altă, acum îmi făceam griji că nu mai este foame și că o să zlăbesc foarte mult. Deci o săptămână de zile nu mi-a fost foame și simțeam că dacă nu mănânc, îs perfect ok. Intrasem într-o, nu știu, nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Acum sunt fericită să raportez că mi-a venit foamea.
Așa, dar o să fiu curioasă să reiau experimentul și, Doamne, știi ce a fost cel mai tare? Că s-a făcut liniște în capul meu. Nu am mai avut așa. Mintea mea a fost mai liniștită, asta chiar am observat. Bun. Întrebare de la Cristian. Sunt mai multe, e o situație mai complexă. Așa. Aș avea câteva întrebări și îl urmăresc pe domnul Marius din întâmplare. Așa, a ajuns la tine din întâmplare și a văzut că ține cu noi bărbații, zice el. Nu înțelegeam de unde au atâta putere femeile. Cum să mă comport cu fosta, cu care am un copil de 8 ani, parcă, ea și-a găsit pe altcineva că nu am făcut la timp ce a zis ea. Nu mă lasă să văd copilul, pentru că nu i-am dat bani cât a cerut și m-a dat în judecată să-i plătesc pensia. Mă înjură și mă urăște. Vreau să-mi văd fata, dar ea vine cu prietenul ei că stau cu ei. Și iar eu nu pot accepta asta. Dacă știam de cărțile scriitorului Marius Ghitel, nu mă mai băgam în relație cu ea. Pentru că stând foarte mult cu mama soacră, care urăște bărbații, s-a încheiat relația. Să înțeleg că și mama soacră a contribuit la sfârșitul relației lui. S-a încheiat relația că ea, fosta, mi-a dat o palmă, iar eu i-am dat una mai tare, ca să vadă cum sunt eu. Așa. Mai pe larg, domnul acesta, deci are un copil cu o doamnă, o fată, care are vreo 8 ani sau nu mai știu exact cât are, nu l-a lăsat, nu îl lasă să își vadă fiica și nu se înțeleg bine deloc. Iar ea este deja cu altcineva și el nu poate să-și vadă fiica fără să fie și celălalt tip prezent, iar lui nu-i spune că nu poate accepta acest lucru. Ok. Cum să facă să ajungă la armonie cu fosta pentru a-și putea vedea fiica? Prima întrebare. Am prea înțeles că au fost multe. Un tip era cu o tipă. Au făcut un copil împreună. Locuiau împreună cu soacra. Soacra era coamă acră din perspectiva lui. Încetul cu încetul, el și ea s-au certat până când s-au despărțit. Când s-au despărțit, probabil că s-au despărțit foarte urât, iar el nu a vrut, nu știu, spune aici că nu i-a dat bani la timp, nu i-a dat bani cât a cerut și l-a dat în judecată să-i plătească pensia alimentară. No, deci au rămas la cuțite cumva. Tatăl și cu mama copilei au rămas la cuțite. Acum tatăl ne scrie că totuși el vrea să-și vadă fata, dar fosta soție nu îi permite să o vadă, iar când totuși îi permite, e numai, nu știu, alături de celălalt partener al ei prezent, pentru că ea are deja pe altcineva. Și lui este greu să accepte că de ce se bagă celălalt. Cam așa. Și întrebarea? Cum să ajungă la armonie cu fosta, cred. Pe armonia din afară e armonia din el. Deci el trebuie să intre într-o formă de pace interioară față de tot ceea ce îl înconjoară. Adică să Adică nu.
Zice despre toată situația că e rea sau că ce s-a întâmplat acolo a fost rău, Da, și că soacra a să făcut caute aia a să dea fost o rău. semnificație, că așa se liniștește. Să caute argumente, să înțeleagă că, de fapt, a fost corect ce s-a întâmplat acolo, divin, și în momentul în care o să simtă starea de liniște, se schimbă situația de viață în interior. Să acorde circunstanțe atenuante oamenilor și întotdeauna în viața asta trebuie să facem. Să nu lăsăm niciun gând care să reprezintă o sentință, deci o acuzație cu sentință, că așa sunt lucrurile. Nu e adevărat. Trebuie, de fiecare dată, orice gândire negativă trebuie inversată și adus un argument acolo sau mai multe argumente în care să înțelegem că este bine ce se întâmplă, pentru că vine de la un Dumnezeu care pe toate le face bine, le face perfecte. Asta trebuie făcut. Și Deci, dacă obține starea de liniște, atunci situația se desface. Se schimbă. da. Pe bine. De la același domn, spune că mama mea m-a criticat, m-a bătut, m-a scuipat când eram mic, iar acum sunt foarte timid. Am o relație cu o altă femeie și era așa de bună și blândă, numai iubire era cu mine, însă mama mi-a stricat relația. Acum am plecat de acasă la muncă în Danemarca, iar mama zice că de ce am plecat. Și întrebarea lui e cum să facă să nu mai fie atât de timid, să nu mai, să fie mai independent, probabil. De ce e timid? Mai De ce e curajos. timid? De ce e timid? Spune că când era mic, mama lui l-a criticat, bătut și scuipat. În primul rând, să pună, să zic eu, o etichetă pozitivă pentru ce s-a întâmplat. Adică, în modul acesta, el a ajuns la, să zicem, o anumită înțelegere acum, maturitate sau înțelepciune, da? Deci, întotdeauna, nu este nimic rău la divin. Dacă se întâmplă așa ceva, a fost ca să poată să-l înțelepcească, probabil că a avut un ego care trebuia să fie scăzut în modul acesta, pentru că a venit cu ceva din alte vieți sau de la alții și, de fapt, a bătut, mama lui a bătut ego-ul lui. Deci a făcut bine, el a scăzut, așa. Și să nu fie timid, asta trebuie, la fel de o problemă de etichetare, să se ducă spre greutățile vieții ca să capete mulțumire și încredere. Că el nu are încredere în ceea ce face, că reușește, că poate. Și ca să poți să capeți încredere, trebuie să te apuci să îți asumi aceste greutăți ale vieții. Spre exemplu, dai un examen la auto și ca să poți să capeți încredere, trebuie să mergi toată ziua, de dimineața până seara, cu mașina. Până când nu ți se mai pare ceva deosebit. Deci, când este ceva greu, este doar o problemă de obișnuință, că nu e ceva nou pentru tine. Dar în momentul în care intri în el, nimic nu ți se mai pare nou și atunci, în modul acesta, dispare și timiditatea și toate. În general, dânsul trebuie să facă tot efortul, pe undeva este condamnat la chestia asta, niciodată să nu vadă un rău în nimica. Să inverseze toate gândurile care îi vin și zică nu este bine, să zică că e bine și să aducă argumente de ce este bine. Bineînțeles că lucrul ăsta ar trebui să-l facem toți, pentru că dacă nu, dacă lăsăm aceste sentințe în noi, ele se transformă ca și cojile de ceapă în boli sau neplăceri din față. Vreau să zic că da, chestia asta a nu mai da vina în afară, a nu-i mai vedea pe ceilalți vinovați. Uite, el spune că mama mi-a stricat relația cu acea femeie bună și blândă. Adică nu ne strică cineva relațiile? Marius, poate cineva să ne strice ceva? Nu. Toți oamenii ne ajută să ne desprindem. Asta este problema. Deci probabil că a fost foarte atașat și a trebuit să se întâmple lucrul ăsta ca să poată să fie desprins. Când, spre exemplu, o femeie pleacă de acasă, cauza este atașamentul. Și se rezolvă numai prin desprindere. În mod normal, o relație, ca să fie funcțională,
ambele părți trebuie să evite atașamentul. Adică nici să nu te gândești la celălalt tot timpul, să nu-l controlezi, să nu ai așteptări de la el, să nu vrei să-l schimbi sau să-l modifici, doar să-l eliberezi. Și starea aceasta este starea de iubire. Adică a fi cineva cu tine sau a nu fi acea persoană, să nu fie o problemă. Adică tu să iubești toți oamenii la fel. Și când iubești toți oamenii la fel, acea persoană va rămâne lângă tine. Și numai atunci, dacă se poate înțelege. Deci când femeia iubește toți bărbații la fel, atunci bărbatul ei va rămâne. Dacă bărbatul iubește toate femeile la fel și nu le vede cusururi, nu le critică, atunci soția lui va rămâne. Deci, adică să nu spui niciodată, fără tine nu pot să trăiesc, tu ești cea mai cea sau tu ești cel mai cel, ca tine nu există nimeni, da. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Să nu intre în aceste afirmații, pentru că nu pot să fie adevărate, că în măsura în care iubește toate femeile, soția lui va rămâne. Adică să nu le critici, să nu le acuze, să nu fie nemulțumit de ele. Pe de altă parte, se duce spre multe, adică să nu evite greutățile, să nu caute ușorul și plăcerea, că iarăși la fel, omul din față va trebui să ți se opună. Pentru că Dumnezeu folosește oamenii ca să ne desprindă, să ne ducă spre împuținare, pentru că El este acolo jos. Și face asta perfect întotdeauna. Și uite, mai am o a treia întrebare de la el și întrebarea asta arată că el deja a început să facă progrese, deja începe să înțeleagă cum stau lucrurile și uite, spune că se masturba și se uita la filme erotice de mic. A jucat și la jocuri de noroc. De 4 ani nu mai joacă, nu a mai jucat la jocurile de noroc, de 2 ani nu s-a mai uitat la filme porno, i-a mai rămas numai masturbarea. Și a zis că și asta rar, dar acum că a plecat în... și și-a pus ambiția să nu mai facă acest lucru. Mai zice despre el că e un bărbat deschis, a făcut sport de performanță, judo, fotbal. Și își dorește să fie cu o fată toată viața. Mă rog, își dorește o relație serioasă, din câte înțeleg. Dacă mă puteți ajuta, cum să-i fie mai ușor să renunțe și la... ultima și la această patima care i-a rămas din cele 3 pe care le-a avut. Patima asta îi blochează să aibă o relație. Pentru că patima aceasta este scurgere de energie, el pierde o energie vitală care ne este dată numai ca să procreăm, nu ne este dată ca să ne obținem satisfacții. Deci el pune satisfacțiile corpului pe primul plan, adică lumea, și din cauza asta este blocat. El singur se blochează. El trebuie să se oprească, să înțeleagă că nu... că pierde viață în modul acesta și nu poate să mai vină nimeni lângă el, pentru că femeile simt lucrul acesta, că nu poate să aibă, nu pot să aibă o relație cu el sau o familie sau să aibă copii, pentru că el și-a rosit din calitatea din putere, din putere sexuală, nădejde, și din calitatea din... acestui lucru, da. Pentru că copilul când se naște trebuie și ambele părți, și tatăl și mama, să aibă un suflet curat. Deci nu se poate naște decât dacă au suflete curate. Deci și întâlnirea dintre ei nu se poate realiza decât dacă au suflete curate. Deci întâi se obține această curățenie sufletească, adică să blocheze orice tendință, dar este variată, adică nu numai la acest lucru se restrânge, se rămâne, să nu bea, să nu fumeze, să nu își facă plăceri, de să se limiteze pe toate punctele de piede de viață. Și atunci va avea și o prietenă și va putea să își facă o familie. Am auzit foarte adesea spus că ok, da, am 20 de ani, am 25 de ani, am 30 de ani, sunt în floarea vârstei, în floarea puterii, virilității, whatever, așa. Cum și sunt singur. Cum să stau eu așa fără să fac nimic? Știi? Până la urmă, nu e chestiune de
Ok, viața noastră, calitatea vieții noastre este în funcție de cât de multă energie vitală avem noi și cât de multă energie divină aducem noi în ea, nu? Dacă noi irosim această energie vitală pe tot felul de chestii, scade calitatea vieții. Da, dacă și noi mai, reușim... Și nu ți se mai împlinesc dorințele. Da. Adică visele nu se mai împlinesc. Ca să se împlinească, tu ai nevoie de energie. Dar energia o capezi numai prin greutăți. Prin restrângere, da, și prin dăruire. Deci trebuie să nu fugi de greutăți, ci să-ți limitezi plăcerile. Și atunci capezi energie. Și din energia aceea se fac situațiile favorabile. Oamenii se plâng degeaba. Dar aleg plăcerile, adică aleg să piardă energie. Da. Păi din ce să se facă situațiile favorabile? Că n-au din ce. Înțeleg? Și atunci, da, mă gândeam că e pur și simplu o chestiune de alegere. Eu am X cantitate de energie vitală. Ce vreau să fac cu ea? Vreau să o irosesc pe plăcer și viața mea să se ducă de râpă, viitorul meu să se ducă de râpă? Sau vreau să o păstrez și să o cresc pentru a avea un viitor frumos și de folos atât mie cât și tuturor celor care vin în contact cu mine. Că, uite, așa se explică poate și faptul că nu își vede fica și e la cuțite cu fosta lui prietenă. Pentru că energia vitală pierdută pe partea asta și ce s-a pierdut de-a lungul timpului și pe filme de ochiate și pe păcănele și pe mai știu ce, în loc să se ducă pentru a repara situația de viață cu fosta și cu fica lui, da, s-a dus către a o deteriora și mai mult. Ca să reparăm o situație de viață, trebuie să ne oprim plăcerile, că se scurge energie. Noi n-avem cu ce să reparăm. Deci trebuie să nu stai jos, să mergi pe... să stai în picioare, să nu mergi cu mașina, să mergi pe jos. Deci trebuie să cauți greu, nu ușorul, ci plăcerea și satisfacția. Te restrângi, imediat faci spațiu gol și acolo vine energia divină din care se fac situații favorabile sau se repară situațiile. Din cauza asta, prin post este o soluție excepțională prin care omul se poate restrângând, el face spațiu gol și vine divinul și numai prezența divinului este cea care rezolvă lui situațiile de viață. Și asta e valabil pentru orice om. Deci noi vrem să rezolvăm anumite situații, dar nu avem cum să, nu mai are cum să ne ajute Dumnezeu, că noi punem viața și plăcerile ei pe primul plan. Și imediat am pierdut din energie. Deci noi nu avem din ce să, adică Dumnezeu, numai prezența lui Dumnezeu poate să facă. Și ca el să vină, trebuie să alegi greu, nu ușorul, nu plăcutul. Da. Și uite, el spune că a făcut sport de performanță. Asta înseamnă că el are capacitatea pentru a se autodisciplina. Mă gândesc că are acest potențial de a-și pune singur ordine în viață, de a lua lucrurile unul câte unul și a le rezolva pe rând, cu răbdare. Așa. Trebuie un fel de disciplină în fiecare zi. Să nu-și lasă nici măcar o portiță, pentru că dacă lasă una, nu se închide circuitul. Deci doar una. Spre exemplu, într-adevăr, merg pe jos la serviciu, urc scările când ajung acolo, mă dăruiesc tuturor cu tot timpul, sunt atent să nu critic, să nu știu ce, dar una din ele, când ajung acasă, merg cu liftul, a anulat tot. Sau l-am criticat pe cutare că nu știu ce mi-a făcut, cineva, am fost anulat nemulțumit. Tot. Da. Da. Am dat vina pe X, am anulat tot. Trebuie să aduni zile din acestea întregi în care să nu dai voie la pierdere de energie deloc. Da, și atunci o să înceapă să se vadă diferența. Începe refacerea vieții. Bun, trecem la următorul set de întrebări, tot de la un domn, Cătălin. Și aici am un fel de poveste. Pe scurt, am o familie care e greu de mulțumit din toate punctele de vedere. Aici parcă toți încearcă să devină care mai de care mai bogat sau să zic așa mai înstărit. Toți sunt genul care ar face orice să-și atingă scopul. De multe ori când stai între ei, ajung să ți se spargă în cap toate nereușitele lor. Banii sunt sursa tuturor problemelor. De mulți ani încerc să-mi fac o familie,
Iar toți, parcă indiferent de ce persoană am lângă mine, li se pare că nu e bună. În prezent am doi copii din două relații diferite. O fată de 12 ani, pe care nu am mai văzut-o de la naștere, din cauza că nu mi s-a permis, iar în prezent un băiețel de 2 ani cu o altă fată, fată care și ea vine dintr-o relație anterioară cu o fetiță de 7 ani. Și a spus că niciodată nu am pus problema să fac diferența între copii, pentru mine sunt copiii mei, și fata de 7 ani și băiețelul de 2 ani. Ca să zic așa, de fiecare dată când aduc în discuție că ar trebui să fim o familie oarecum normală, căsătoriți civil și la biserică, de fiecare dată nu e de acord. Familia mea, cei din partea mea, sunt mult mai ocupat să facă avere și să desconsideră pe toată lumea. Uite aici, n-am înțeles cine nu e de acord. Ea, fata sau familia lui? Cred că familia lui. Am obosit atât sufletește cât și fizic, pentru că toate astea m-au afectat direct. L-am întrebat dacă locuiește cu familia, separat de familia lui, și a zis că da, locuiește la ea, dar și aici, adică la ea, la fata cu care e, femeia cu care e, dar și aici întâmpin probleme din cauza soacrei mele care o influențează negativ, iarăși sentințe și așa. Locuiește cu soacra, deci locuiește cu actuala, cei de copii și cu soacra. Pentru că sunt încă în construcție cu casa mea și parcă nu mai reușesc să o termin. Nici la muncă nu e ok, dar iar cu sănătatea sunt oarecum praf. Am făcut un ulcer din cauza faptului că muncesc în domeniul construcțiilor, o muncă fizică mare și nemâncat la timp, toate s-au strâns. Ce aș putea face pentru a rezolva problemele acestea? Nu sunt genul de om care să mă dau peste cap pentru a strânge, dar vreau binele familiei mele și ai copiilor mei. Sunt conștient că în fața lui Dumnezeu am greșit, dar ca să fiu sincer, mai bine să-l am ca prieten decât împotrivă, că altfel pierd tot. Când îmi scria toate acestea, el era la aeroport, pleca în Germania la muncă. Așa. Păi, vezi, vreau familie, dar pleca la muncă. Ca să-și termine casa, să aibă cu ce să o întrețină. Da. Complex. Complex. L-am invitat să avem o discuție cu el când poate. A spus că și-ar dori foarte mult să vorbească cu tine, dar poate așa, pe scurt, poate putem, nu știu, răspunde un pic la aceste întrebări. Păi, în primul rând, am văzut multe lucruri pe care le spune că nu e bine. Mm-hmm. Ălea trebuie să le vadă că au fost bune. În momentul în care nu mai vede nimica că nu este bine, atunci se schimbă situațiile de viață. Da. El a pus condiții că numai dacă se căsătorește la biserică, familia este, nu e adevărat. Orice condiție este de fapt un obstacol. Deci el trebuie să renunțe la aceste condiționări și atunci se desfac situația de viață. Ceea ce le ține în situația asta sunt condiționările lui. Faptul că zice că lucrurile nu sunt bune. În condițiile în care vine de la Dumnezeu, că prin oameni Dumnezeu, noi toată relația noi nu avem cu oamenii. Noi, relația noastră este cu creatorul Universului direct. Deci trebuie să înțelegi că ei acționează la poruncă divină, oamenii, asupra noastră. Deci problema din noi, întâi am zis că ceva nu e bine, am respins, adică nu am acceptat când puteam să acceptăm că iubirea e acceptare. Adică iubirea nu-și face probleme, nu categorisește, nu clasifică, nu vrea să modifice situația de viață. A iubi înseamnă a accepta viața așa cum este. Nu-și face planuri de viitor, nu visează nimica și din cauza asta toate visele îi se împlinesc sufletului. Deci este foarte simplu. Da. Când nu vrei nimic de la viață, atunci viața îți dă tot ceea ce viseai. Și asta este starea corectă. Noi nu știm nici măcar ce înseamnă a iubi. A iubi înseamnă a elibera. Adică nu vrea nimic de la nimeni. Ai lăsat pe toți în pace. Pentru că ceea ce ține în loc sunt condiționările noastre. Punem niște condiții vieții și bineînțeles că viața ți le respinge pentru că nu poate să intre în condițiile tale.
Nu e normal să intre în condițiile tale, nu are voie să intre în condițiile tale. Viața este doar iubire și va veni spre tine în măsura în care tu vei fi iubire orice ar fi. Dacă nu ești iubirea aceasta care doar dă voie lucrurilor să fie, viața ți se va opune cu forța cu care tu o condiționezi. Da. Uite, mai spunea acest domn legat de fica lui pe care nu o vede, nu e lăsat să o vadă. Numai un pic. Și, sincer, îl înțeleg pentru că, adică, înțeleg durerea unui om care nu, unui tată care nu poate să-și vadă fica. Care durerea ego-ului? A ego-ului, desigur. Ego-ul a creat toate situațiile acestea. Ego-ul este cel care și suferă. De ce? De ce a creat situațiile astea? Trebuie să înțeleagă ce a făcut. Ca să obțină durere cât mai mare și pe durată lungă de timp. Mm-hmm. Dar nu este, pentru că nimeni nu se aparține. Da. Uite, spune, de exemplu, despre acea fetiță din altă relație pe care, din păcate, nu a reușit să o vadă de la naștere din cauza mamei sale că e încăpățânată. Nu e adevărat. Și toate astea... Deci vine de la pretențiile lui. Deci faptul că el nu a fost iubitor și așa mai departe, a reacționat pretenții. Și... Așteptări, pretenții, așteptări, da, și că toate astea s-au întâmplat din cauza fostei soacre care e bolnavă de avere, are numai bani în cap. Ne e atât de ușor să, adică primul lucru când ne este nouă greu ceva, este să ne uităm în afară și să vedem, ok, pe ce putem da vina. Adică asta suntem condiționați, așa am fost condiționați să facem, așa am fost programați să facem. Și atunci... ca și cum o facem cu bucurie când vedem, deci din cauza că asta e ahteată după avere, de aia s-a întâmplat, ce bine, pot să dau vina pe ea. Și e foarte greu să închizi ochii la exterior și să te uiți la tine, să zici, stai așa, că dacă acea persoană din realitatea mea e ahteată după avere, eu am atras-o totuși în realitatea mea. Adică ceva din mine a atras-o, pentru că ceva din mine rezonează acolo cu ea. De ce ne este așa de greu să închidem ochii la exterior și să ne uităm la noi, la bubele noastre, la hibele noastre? Din cauza poziționării, nu ne poziționăm bine față de divin. În momentul în care a apărut comentariul despre exterior, nu e adevărat ce spunem. Pentru că acolo Dumnezeu joacă toate jocurile de acolo, El este în toate pozițiile. Și soacra este și fosta care nu lasă să vadă. Și față de noi, și față de noi, și noi față de ei. Este tot divinul care acționează. Spre exemplu, în situația cu prima soție sau cum a fost, și prin el s-a acționat asupra ei ca să o corecteze într-un anumit mod, și prin ea asupra lui. Așa, soluția era ca el să stea în starea aceea de suflet, care nu are comentarii interioare și acceptă totul, și atunci situația de viață s-ar fi schimbat, deci el ar fi avut puterea să schimbe situația de viață, cu toate că bărbatul este doar o oglindă. Dar dacă este în situația, că este oglindă în măsura în care îi se dă femeii acel bărbat care are un ego asemănător. Deci se ciocnesc ego-urile. Da. În sensul ăsta este oglindă. Dar dacă el, dintr-o înțelegere a vieții, ar fi stat în starea aceasta de acceptarea faptului că divinul poate să lucreze asupra ei prin el și ea asupra lui și să stea în starea asta de desprindere totală, să înțeleagă că divinul în toate pozițiile, în bine și rău. Da, și să înțeleagă că el este în toate pozițiile, atunci el poate bărbatul din poziția de oglindă să schimbe și el situația de viață. Altfel, dacă rămâne în ego, femeia este cea care trebuie să fie scăzută ca să poată să... Și în modul acesta este scăzută. Adică rămâne singură, duce toate greutățile și mai departe. Deci prin el Dumnezeu a reglat-o. Dar el, ca să se rezolvă situațiile de viață, trebuie să ajungă în non-intervenție și lipsă de comentariu interior. Lipsă de când intră în comentariu, intră în eu. Și atunci intră în ciocnire.
Da. Deci ca să Uite. rezolvi situații de viață, întotdeauna trebuie să te desprinzi de credința că ești un neu care căruia i s-a făcut ceva sau care pierde ceva. Nu pierde nimeni nimic. Ego-ul face, crede lucrul acesta ca să obțină durere cât mai mare. Deci în momentul în care el lasă Sau lucrurile în pace, atunci se rezolvă situația. exact. Sau atunci când ai un copil, gen, ca în situația lui, și îi se pare o nedreptate faptul că nu i s-a permis să o vadă, cu un eu, ce vreau să zic? Ori zicem despre noi că nu e corect ce ni s-a întâmplat, ori zicem despre copilul nostru că nu e corect ce îi se întâmplă. De exemplu, el spune că, uite, citez, nu e bine să sufere copilul din cauza Ei, ambiției vezi, și orgoliului. ăla sunt exprimări ale egoului. Deci te întreb cine vorbește. În mod normal, nu e nevoie să avem niciun fel de dorință sau să vrem nimic. Da. În momentul în care vrem ceva, vrem cu un ego și lucrurile ți se vor opune. Dacă cumva îți visezi ca lucrurile să fie cum ar trebui să fie, trebuie să renunți la dorință. Să nu vrei nimic. Și atunci Da. intră automat în reglare. Deci atâta de cât există dorința aceea că, afirmația aceea că e normal să-ți vezi copilul, atunci ți se opune viața. Pentru că este o afirmație a egoului care dorește o durere cât mai mare și continuă. Nu. Da. E normal întotdeauna ce vrea Dumnezeu, nu ce vrei tu. În momentul în care este un eu acolo care vrea ceva, ți se va împotrivi. Pentru că toate întâmplările din viață au ca, nu contează tema, au ca rost să te ducă în această acceptare orice ar fi. Asta Da. este nivelul ultim. Pentru asta am Și venit ce în mai viață. spune? Și îmi pare rău că nu pot să-i ofer copilului ceva, adică ce are nevoie Cui pare și rău? merită să... Egoului? Da, egoul. Sufletul divinul are grijă de fiecare. Cu ce treabă Și avem dacă noi? divinul a decis ca momentan ficarul să nu fie în viața lui, Exact. A lovit egourile în modul acesta, înseamnă că aveați nevoie, ambele părți, să trăiți în situația aceasta, pentru că singurătatea vă reculege. Vă este da. pentru că am impresia că ambele părți au dorințe, știi, lumești. Nu ai nevoie să ai Cu dorințe din siguranță. lumea asta. Da, Deci, ca să da, rezolvă o situație de viață, trebuie să nu vrei ceva de la viață. Atunci se rezolvă. Să-l lași pe Dumnezeu și tu să-ți faci de treaba ta, să te bucuri de să viață. lăsăm oamenii în pace, să Viteza lăsăm cu viața care în uiți pace. aceste frământări este viteza de rezolvare a situațiilor de viață. Numai Da. lăsându-L pe Dumnezeu să le rezolve, numai așa se pot rezolva. Noi nu putem decât să le încurcăm. Noi cu ego-ul nostru doar încurcăm, nu facem nimic altceva. Adică Păi mărim uită-te numai durerea, la suferința. comentariile pe care le facem, că 90%, 95% din propozițiile pe care le scoatem pe gură într-o zi sunt ale egoului, sunt comentarii ale egoului. Da, toate Deci... nemulțumirile acestea și plângerile sunt ale egoului, nu sunt ale. Deci, normal, rezolvarea pornește imediat când accepti. Când accepti. Iar plângerile sunt exact vindecarea. Lucrurile, adică le Da. trebuie singurătate, le trebuie să stea la distanță. Are nevoie să aibă familie. Pentru că atâta timp cât ai comentarii și pretenții de la Dumnezeu, nu, nimic bine nu se va întâmpla. Ca să Da. se întâmple, trebuie să nu vrei nimic de la Dumnezeu. Da, să nu vrei nimic de la Dumnezeu. Să nu vrei nimic de la Dumnezeu înseamnă să nu vrei nimic de la oameni. Să te mulțumești cu ce primești, Cu să ce zici, să fii primești? Și atunci, recunoscător. da. În lumea aceasta, ca să fii fericit, trebuie să primești totul un dar. Dacă să primești un dar, trebuie să-l lași pe el să ți le dea, să faci loc. Că altfel n-are unde să vină. Da. Aici e problema noastră. Noi, prin pretenții, ocupăm locul lui, unde el putea să vină și să îndeplinească toate visurile. Dar dacă ai pretenții, Da. alea sunt de dat la o parte. Așteptările, criticile, nemulțumirile, plângerile, ăla trebuie renunța la ele. Da, și niciuna nu e adevărată. Asta mă uimește că întotdeauna, să zicem, înțelegi așa până la un anumit nivel, înțelegi că există ego și există suflet. Sufletul e așa, ego-ul e așa. Dar
Vine un moment în care zici, exprimi o plângere sau o nemulțumire și zici, nu se poate, nu se poate ca asta să fie o excepție, știi? Cumva, ce încerc eu să zic este că parcă mereu căutăm, nu știu, un nod în papură. Mereu îl căutăm și zicem, bă, nu se poate, uite, aici trebuie să fie o excepție. O excepție la ce zice Marius, de exemplu, sau o excepție la aceste învățături. Nu se poate ca să poți accepta o anumită situație. E posibil de acceptat, știi? Și mereu căutăm aceste excepții. Sau venim noi și credem că sunt excepții și în momentul în care evident că mintea va găsi o grămadă de argumente să te convingă că e excepție și în momentul în care ne-am convins de acest lucru, e ca și cum, nu știu, facem 100 de pași înapoi și iar o luăm de la capăt cu tot procesul. Adică ex nu există nicio excepție. Orice plângere, orice acuzație, orice nemulțumire Trebuie nu poate puită. veni de la suflet. Trebuie puită. Dacă vrei refacere. În clipa în care ai oprit-o, a pornit refacere. A nu opri Da. înseamnă că nu vrei să-ți fie bine. Bine, dacă nu vrei să-ți fie bine, stai așa. Da, exact. Încheiem pe această notă. Nu vrei să-ți fie bine? Stai așa. Stai în ego. E bine și așa. Am terminat cu întrebările și noi ne revedem după o scurtă pauză să vorbim despre atașamente. Mai adaug ceva. Da. Rolul egoului este să nu-ți fie bine. Adică este neapărat nevoie să faci tot posibilul ca tu să suferi cât mai tare, ca să-ți dai seama că nu era nevoie de suferința asta. Dacă nu înțelegi de la început lucrul ăsta, înseamnă că oamenii au nevoie de durere, dar în spatele durerii, atenție, este moartea. Adică oricând, aceste nemulțumiri repetate sunt ca și cojile de ceapă și se transformă în necazuri, în accidente, durere sau în boli de lungă durată, care nu e de joacă cu ele. Deci cu cât omul stă în nemulțumirea asta mai mult timp, cu atât boala respectivă va fi de lungă durată, cronică sau extremă. Da. Uite, Pentru că mi-am lumea lui amintit. Dumnezeu este numai iubire. Noi, de fapt, nu facem decât stăm în amăreala aceea și ne opunem iubirii când am putea să iubim. Da. Dar iubirea înseamnă să lași viața în pace, că e lumea lui. El știe ce să facă, Da. are lecțiile pentru fiecare. Ce treabă ai tu cu să vrei ceva din lumea Dumnezeu? Marius, mă gândeam, uite, și după asta încheiem, că există o măsură a ceva, există o emoție care ne arată cât de mult suntem în divin. Pentru că noi foarte adesea ne amăgim, mai ales prin cercurile spirituale, în momentul în care căpătăm acest ego spiritual, el se dezvoltă acolo în toată splendoarea lui, așa, și poate ajungem să ne amăgim că am atins un anumit nivel când noi, de fapt, suntem doar într-o altă formă de ego, așa, aceeași mărie, dar cu altă pălărie, și anume această emoție, care cred eu că e ca un barometru care îți arată cât de mult ești în divin, e bucuria. Dacă nu ai bucurie în viață, sau dacă bucuria a ajuns să fie, nu știu, să te viziteze odată la nu știu cât timp, dar, în schimb, amăreala, nemulțumirea și plângerile sunt la ordinea zilei, e clar că nu ești individ. Adică, te uiți la tine, nu? Bucuria este bucuria un barometru al cât de mult ești Depinde ce individ? bucurie. Bucuria sufletului este la pierdere. Este cea mai mare bucurie pe pământ. Când lucrurile nu-ți merg bine, când nu iese așa cum vrei tu, când oamenii te înșală, te trădează, îți aduc suferință, atunci este cea mai mare bucurie. Pentru că este Dar și bucuria bucuria ca sufletului stare tău. interioară. Deci, tot ce zice ego-ul că nu e bine, e bucurie pentru suflet. Înțelegi? Că în momentul în care ego-ul suferă traume, depresii, nemulțumiri, pierderi, despărțiri, toate astea sunt cele mai bune lucruri pentru noi, sunt o fericire imensă pentru suflet. Deci este neapărat nevoie. Deci noi ne bucurăm cu adevărat, sufletul se bucură numai în măsura în care ego-ul pierde.
Deci când nu se poate, când nu poate să-și facă o familie, când nu poate să ajungă să-și împlinească un vis, acel lucru este cea mai mare bucurie pentru suflet, pentru că este metoda divină prin care ego-ul este distrus. Tot ce zice noi că nu este bine, este de fapt cel mai bine. Când înțelegem lucrul acesta și schimbăm semnul și dăm un alt înțeles acestor lucruri care zicem că nu sunt bune, atunci situația de viață se schimbă radical. Deci nu trebuie să faci ceva deosebit decât să înțelegi că în tot rău este un mare bine. Adică în tot ceea ce zici că nu este bine, să zici că este bine și să aduci argumente de ce este bine. Asta înseamnă eliberarea. Înțelegând aceste lucruri, ajungi să nu te mai opui și să nu mai judeci situațiile de viață și în momentul în care nu te mai opui vieții, în momentul în care o accepti așa cum e, numai atunci vine bucuria, aia care stă, nu aia trecătoare, fericirea materială pe care noi o confundăm cu bucuria. Așa. Deci, acceptarea e sămânța din care se naște bucuria, de fapt se naște, din care îi permite bucuriei să iasă la iveală, pentru că înțeleg că o avem în mai noi, mult, pentru că suntem ființe divine. Este vorba despre negarea negației, este teorema directă. Adică ca să ajungi la suflet, trebuie să negi ceea ce zice ego-ul. Adică a nega ce zice ego-ul înseamnă a zice că e bine ceea ce consideră ego-ul că e rău. Mereu trebuie să aduci argumente, să nu lași niciun gând în tine care să însemne că ceva nu e bine în lumea lui Dumnezeu, care e perfectă. Și să te urmărești pe tine, pentru că este modalitatea prin care ego-ul se ridică la suprafață și îți face o viață amară. Că în condițiile în care noi avem nevoie de neplăcere, avem nevoie de necazuri, avem nevoie de despărțiri, avem nevoie ca lucrurile să de singurătate, ca lucrurile să nu meargă bine. Este cea mai mare nevoie pe care avem noi în viață, este cea mai mare fericire pentru suflet când nouă nu ne este bine, când lucrurile nu merg bine. Atunci el se eliberează de ego și atunci viața noastră se restaurează, pentru că te duce cu forța acolo, că dacă nu înțelegi că nu este nimic rău în Dumnezeu. De ce? Unde cădem noi? Punem o etichetă negativă la ceea ce e salvarea sufletului. Aici este. Dar în modul acesta ego-ul se conservă, se întărește și devine puternic și suferința devine mare. Și vin bolile, vine cazurile și noi suferim și noi și ceilalți. De ce să nu oprim acest ciclu? Uite, mă gândeam acum că avem nevoie de necazuri și neplăceri pentru că ele sunt oportunități ca noi să ajungem să le punem etichete pozitive. Dacă în viața mea totul e bun, roz, perfect, păi deja e pozitiv. Dar dacă în viața mea am chestii, le zicem la pachet, necazuri și neplăceri, provocarea este cum fac eu să ajung să pun necazului ăluia o etichetă pozitivă. Și în momentul în care reușesc să fac lucrul ăsta, surpriză, viața atunci apare iubirea. În momentul în care înțelegi că nu este nimic rău și că răul acela este un bine mai mare decât bine, este o transmutare fantastică și energia care se pierdea pe gândul respectiv se întoarce, deschide poarta cerului. Deci numai atunci noi ne încărcăm. Până când, deci asta înseamnă iubire. Noi, fără aceste încercări dificile ale vieții și greutăți, noi nu putem să apreciem iubirea lui Dumnezeu și nici nu o cunoaștem. Și nu înțelegem cât de bun este El tot timpul. Deci trebuie un efort din partea noastră să depășim. Deci toată lupta este cu mintea. Deci noi nu luptăm cu realitatea sau cu oamenii, noi luptăm cu mintea noastră care zice că lucrurile nu sunt bune. Trebuie inversat tot ce este acolo și curățat. Că asta zice, curățare să te curăți. Păi stai puțin că dacă ai gândurile alea negative acolo, nu ai cum să te curăți. Trebuie să le inversezi pe ăla și să aduci argumente că este bine în locul acela și atunci să știi programele autodistructive. Nimeni nu face asta. Pentru că dacă ar face asta, nu se mai duce să plătească la cursuri. Deci nimeni nu te poate să... Că ar însemna să-ți dea ție puterea. Și noi aici, la școala iubirii, dăm puterea, încercăm să arătăm că puterea este la om, la fiecare din noi și că nu este nevoie de ceva din afară ca să poată să... Și mai mult, dacă nu stinge acea gândire negativă, viața lui va fi dureroasă maxim. Și în spate îl așteaptă situații extreme.
Da, negative. pentru că nu înțelegem că gândirea noastră creează realitatea din față. Exact, Da. exact. În timp real, adică nu așa, în timp Rapid, real. rapid. Ca Da. dresurile lui Cati. Deci Cati Da. crea situația Da. din cum, modul cum a pus el condițiile. A zis așa, Doamne, vreau dresuri cu model, culoare respectivă, care a vrut eu și goase. Și bineînțeles că imediat a început să îi se opună, că ea l-a condiționat pe Dumnezeu. Situația corectă, deci din asta repet mereu cazul ăsta, era a lui Maria. Maria a zis, eu, Doamne, ce îmi dai? Orice dres, da. Orice. Atunci i s-a dat dresul cel mai bun. Pe când lui Cati nu s-a dat. 7 magazine a schimbat. A căutat. Da. Pentru că ea crea situația Timp în care respectivă. a înghețat. Și a înghețat de nu s-a mai putut. Ce ia mai stai tu Da. și învață să iubești. Da, și să nu pui condiții Nu pui vieții. mie Da. condiții. Foarte frumos, Ea a Marius. pus Îmi place condiții foarte mult. inclusiv când s-a dus la hotel. Ea și-a luat niște costum de baie, zicând că o să fie piscină. Și era un hotel din acela amărât, second hand, așa unde nu era nici căldură în casă, știi? Și a nemulțumit-o Da. totul. De ce? A pus condiții înainte, n-ai voie să pui condiții lui Dumnezeu. Atunci toate etapele n-a fost bine. N-a fost bine, Nu nimeni. zice nimeni, te poți duce cu costumul de baie la tine, dar dacă nu ai piscină, ok, foarte bine, n-am piscină, asta e. Nu? Da. Da. Dar, nu. Asta e o Bun, greșeală Marius. normală pe care o facem fiecare. Adică vrem ceva mai bun. E bine, dacă vrei ceva mai bun, ți se va da mai rău. Ca să poți Când, să da, primești, să fii mulțumit, trebuie să nu vrei nimic. da. Adevărata mulțumire este să fii cu Dumnezeu. Adică a fi în acord cu El, a te supune Lui, este cea mai mare fericire pe pământ. Efectiv, pentru că dacă El este prezent cu tine, este ca un gin din 1001 de nopți, îți dă tot ceea ce ai nevoie, fără să ceri. Da. Oricum, de El depinde. Ai văzut și tu cu dresurile, de El depinde. Da. Sau colegul meu care a căzut pe JP Mark. El, dacă nu dădea răspunsul corect, era mort. Deci de El depinde totul. Fiecare mișcare a noastră depinde de El. Dacă nu înțelegem lucrul acesta. Marius, când tu zici să nu vrei nimic, zici de fapt să-ți fie egal dacă primești sau nu? Exact. Adică să nu Bun. se exprime o dorință, că și așa el știe ceea ce ai nevoie și îți va da ce-ți trebuie. Da. Oricum, întotdeauna primești de la el. Dar dacă ai Da. niște pretenții, îți poate da pe dos ceea ce nu ți-ar place, ceea ce nu ai vrea, știi? Și începe să ți se potrivească. Știi că Deci el se ea. potrivește cu împotrivirea ta la iubire. Că nu ai dat voie Da. lui să decidă. Pentru că toate lucrurile, fericirea ce înseamnă? Fericirea trebuie să vină în dar, care să fie fericire, și să dureze, să rămână. Altfel nu rămâne. Deci Da. dacă ceva nu vine în Uite. dar, dacă să vină în dar, tu trebuie să te lași pe tine mereu, să nu ai niciun fel de pretenție. De la oameni, de E la atât Dumnezeu. de prost înțeleasă, da, nu bună etichetă, dar asta e de drag exprimării. Fraza asta pe care o repeți tu atât de des, să nu vrei nimic, e înțeleasă, deci nu e înțeleasă ca să-ți fie egal dacă primești sau nu, ci e înțeleasă ca este greșit dacă vreau și atunci dacă vreau trebuie să reprim acea dorință, o bag repede sub covor, o acopăr acolo și mă fac că ea nu există. Și mai devreme sau mai târziu, surpriză, te trezești super mega frustrat și bubuie dorința și asta e, aruncă cu rahat Nu pe e toți nevoie pereții. să exprimi nicio dorință, pentru că Dumnezeu este în noi Da. și El ne vede, ne privește din interiorul nostru, El știe tot ce gândim. Păi, ea, ce să cere? Cui să Da. cere? Deci totul este să ajungem să ne fie egal dacă primim sau nu ceva, Deci ce să fim simțim noi una că ne cu El, dorim. asta este important. Dacă să Da. fii una cu El, trebuie să faci ceea ce face El. El mereu se lasă pe sine, te lași și tu pe tine tot timpul. El dă libertate totală, te dai și tu libertate. Și stai în starea aceasta Da. de Da. non-aderență la viață, adică nu te apropii de viață, stai, păstrezi o anumită distanță. Și din Suntem distanța în aceea îți vine că e un spațiu în care vin lucrurile Da. favorabile. Omul vrea ceva de la viață. Vrea ca soția să vină, să-l lase să vadă copilul și mai departe. E dorință. Dorința va opri împlinirea.
Trebuie să nu vrei nimic și atunci Dumnezeu îți va da dacă crede de cuvință, dacă meriți și dacă nu mai ai orgoliu. Da. Și să ajungi să-ți fie egal dacă dorința ți se îndeplinește sau nu, adică nu ai cum să ajungi să-ți fie egal dacă nu faci toți pașii aceia de care ai zis tu înainte. Exact. Să pui ființa divină în comportament, să dai întâietate, să faci totul pentru celălalt, să întâmpli pe tine pe primul loc. Deci uite-te, și așa mai departe, în momentul în care, hai să dăm răspuns pentru toată lumea, în momentul în care vine plăcerea din față, este semn că ai orgoliu. Tu nu cu neplăcerea trebuie să lupți. Tu trebuie să scați orgoliu. Că neplăcerea, că vine atâta neplăcere cât orgoliu ai. Și orgoliu se poate scădea în foarte mult, pentru că ai pierdut viață. Pe plăceri, pe comodități, pe bunăstare, pe ușor. Se pierde energie vitală. Deci omul, și asta întărește orgoliu. Încep să se frânezi corpul, încep să faci efort mai mult, să alegi greutatea, să nu alegi ușorul și încetul cu încetul să oprești gândirea critică și încetul cu încetul mai pierzi energie și atunci scade orgolul și scăzând orgolul, situația de viață se schimbă. Numai așa se schimbă. Numai așa, nu există altă soluție. Până nu scădem orgoliu, nu se schimbă nimic în viața noastră, ci din contră. Și se va opune toate. Exact. Opune toate. Deci, noi putem vorbi aici despre, vai, ce fain e în momentul în care ajungi să pui etichete pozitive necazurilor și neplăcerilor, viața ta e minunată, în momentul în care ajungi să-ți fie egal dacă ți se îndeplinește o dorință sau nu, viața ta e minunată, wow, ce mișto! Dar nu ajungem aici dacă nu facem partea aia grea. Uite. Restrângere, renunțare la judecată, la comodități, exact. La interesul propriu. Exact. Și atunci pe buzele noastre poate să fie, vai, ce mișto, în teorie e foarte simplu, dar practica e foarte, foarte grea și fugim de ea. Asta e adevărul. Orice teorie care te duce spre mai mult bine pentru tine te omoară. Adevărata cunoaștere se referă numai la smerenie. Dacă o teorie nu te duce spre smerenie, adică spre împuținare, nu e adevărată. Pe de altă parte, dacă nu se referă la modalitatea de a opri gândirea critică sau importanța trupului, la fel nu e adevărată. Exact. Ca să poți să restaurezi viața, trebuie automat să te îndrepți spre oprirea gândirea acuzatoare. Asta este un pas, pe lăsarea vieții să fie așa cum este ea și spre împuținarea, restrângerea continuă ca să faci loc la energie. Da. Deci dacă nu oprești gândirea nemulțumirile omului și nu le inversezi, deci nu-i arăți că el trebuie doar să zică la tot, e foarte simplu. Tot ceea ce îi trece prin cap și zice că nu e bine, să ia un creion, să ia o hârtie și să scrie acolo de ce e bine. Până obține o stare de liniște. Când a obținut starea de liniște, situația respectivă a intrat în refacere. Și numai atunci. Da. Deci dacă nu face asta practic, nu se schimbă nimic. Poate să citească, să meargă toate cursurile de pe lume. Exact. Și cum, Doamne, dacă am lua o foaie și am începe să scriem tot ceea ce zicem, că, uite, cu un reportofon lângă noi, că toți avem smartphone-uri așa și avem recorder pe ele, te surprinzi cu un gând din ăsta în care zici că nu e bine, pac, îl înregistrezi. Și la sfârșitul zilei le iei și le adun pe toate. Și ce surpriză o să ai? Nimic nu e bine. Nimeni nu e bine, toți sunt greșiți, toate lucrurile sunt greșite, nimic nu e bine, numai noi suntem bine și perfect. Să știi că din cauza asta ne facem ziua de mâine nenorocită, pentru că sunt nebinele astea de astăzi, este nebinele de mâine. Adică noi, de fapt, am pus bariere energiei, pentru că tot ce afirmăm că nu e bine, este o oprire a energiei divine și ne facem viața de mâine amărâtă. Și apoi ne plângem degeaba, dar mâine o luăm de la capăt cu plângerea. Exact, cu plângerea. Tot timpul și umflăm balonul ăsta al neplăcerilor și al noi în fiecare zi îl umflăm și îl facem tot mai mare. Cât mai multe. Trebuie să ne oprim odată, să ne hotărâm, gata, de aici încolo nu mai vreau să mai zic că ceva nu e bine, ci să scriu pe caiet toate lucrurile care zic că nu sunt bune, să le inversez. Sau să mă gândesc să fac o analiză la ce gânduri am și zic că nu e bine. Ce zic că e bine? Că soția a plecat de acasă?
Să zic că e bine că a plecat. Și de ce este bine? Să aduc argument de ce este bine. Pentru că ar trebui să mă scadă și mai departe. Că sunt singur, da. Este foarte bine că ți-a dat un timp de reflexie și faci spațiu la gol, pentru că nu puteai să stai cu oameni pentru că aveai pretenții de la ei. Da, deci trebuie da. Să oprim pretențiile și toate așteptările noastre. Cred că la început ar fi foarte greu, în momentul în care pui pe listă toate gândurile astea în care zicem că ceva sau cineva nu e bine și să inversăm, cred că la început ne va veni foarte greu să venim cu argumente de ce e bine. Dar tocmai aici e șpilul, că trebuie să depui acel efort și încetul cu încetul o să înceapă să-ți vină așa pe bandă rulantă. Da, e ca un joc, e ca un joc al mulțumirii. Da, e ca un joc. Să arăți că e bine tot ce se întâmplă în lumea Dumnezeu, că nu poate să nu fie bine. Da, da. Și e un exercițiu foarte bun, foarte practic și e, cum să zic, e cea mai simplă chestie practică pe care o poți face, care să-ți aducă cele mai mari beneficii. Adică cu un efort de 20%, îți iei acolo jumate de oră pe zi să faci lista, tu poți obține beneficii imense. Și raiul pe pământ. Schimbi gândirea și raiul pe pământ. Deci un singur lucru trebuie schimbat în viața noastră. Credința că ceva în lumea perfectă a lui Dumnezeu nu e bine, că nu se poate așa ceva. Da. Despre asta e vorba. Atât. Și s-a terminat povestea și a devenit raiul da, pământ. Da. Dispar avocații, politicienii, medici și psihologi da. Și dispar bombele nucleare, dispare toată suferința din lume, dispar bolile. Foarte ușor. Da. Injecțiile, tot dispare. Tot. Cum ar fi? Așa, uite, am putea face o emisiune de 5 minute în care toată esența să fie zisă. Și apoi a nu face lucrul ăsta pare o nebunie. Pentru că avem minte, avem rațiune, putem să gândim lucrurile acestea, facem matematici superioare și calculatoare cuantice și nu înțelegem acest lucru simplu. Apoi, a sta în nemulțumire și a construi continuu este absurd. Este absurd și o rușine pentru specie umană să facă asta continuu. E o rușine fantastică. Ea se omoară pe sine tot timpul prin gândirea critică, acuzându-l pe Dumnezeu că de ce îi scade orgoliu. Păi trebuie să îl scadă. Oamenii au nevoie de trădări, au nevoie de ca lucrurile să nu meargă bine, de înșelare, au nevoie de singurătate, au nevoie de pierderi. Acestea sunt salvarea lor. Cum să zică că e ceva rău în lucrul acesta? Nu există așa ceva. Au nevoie de boli ca să li se semnalizeze unde greșesc. Da. Trebuie și uite, ca să dovedim că dacă am eliminat credința că ceva nu e bine pe pământul ăsta, pe planeta asta, în viața noastră, viața ni s-ar schimba, e foarte simplu să dovedim asta prin contrariu. Păi haide să, nu știu, hai să-mi dau fru liber. Nu e bine că ai pus paharul acolo. Și mă duc și zic, bă, dar tu nu vezi, paharul ăsta nu trebuie pus aici, trebuie pus acolo. Și mai văd ceva și zic, adică să zic în continuu că nu e bine, și să văd de a doua zi ce se întâmplă. Apoi să fac experimentul invers. Când să zic, ba, e bine, e foarte bine că e așa, când văd șosetele alea pe jos, când văd mașina aia parcată nu știu cum, când văd pe ăla că-mi taie calea în trafic și urlă la mine și nu știu ce. Faci inversul. Da. Întotdeauna faci exact. Inversul. Să zic, ba, e foarte bine așa și să văd a doua zi ce se întâmplă. Și apoi să compar cele două zile. Da? O să fie diferență de la cer la pământ. Totul este ce foarte bine. Totul e foarte bine în fiecare clipă în lumea lui Dumnezeu. Nu poate să fie altfel. E o nebunie a noastră, parcă suntem nebuni. Trăim într-o lume, într-o antilume. Noi nu trăim în adevărată realitate. Când lumea aceasta este rai. Uite ce perfecțiune e în toate. E raiul. Dar noi suntem nefericiți și în rai. Da. Exact, Marius. Bun, ne oprim aici. Da, și continuăm pauză. Da. Continuăm cu o conversație despre atașamente, așteptări, judecată și acceptare. Sau, da, acceptarea care e o altă nuanță a spune că totul e bine așa cum este. Corect. Da, în regulă.
Ne auzim. Mulțumesc, Marius. Și mulțumesc.